Un tânăr de 18 ani aflat în stare de arest preventiv pentru săvârșirea infracțiunilor de furt calificat și conducere fără permis a evadat aseară din sediul poliției Urziceni pe geamul unui grup sanitar. Dar mai multe detalii aflăm chiar acum de la Andreea Loghin, purtător de cuvânt IPJ Ialomița. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență! Bună dimineața! A fost prins tânărul? Până la acest moment tânărul nu a fost identificat, însă sunt filtre în tot județul. La nivelul inspectoratului de poliție județean Ialomița, fiind angrenate forțe suplimentare de la toate serviciile operative în vederea identificării acestuia. De asemenea, jandarmii ialomițeni sunt alături de noi în căutările care se fac. Am avut inclusiv un câine de urmă din cadrul inspectoratului de poliție județean Brăila. Dar cum a reușit să fugă totuși de sub escorta poliției tânărul? În cursul zilei de ieri, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Urziceni au efectuat activități de cercetare penală într-un dosar privind doi tineri de 17 și 18 ani sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt calificat și conducere fără permis, ambii aflați în stare de arest preventiv. În timpul cercetărilor, tânărul de 18 ani din județul Iași, în timp ce se afla în grupul sanitar din cadrul Poliției Municipiului Urziceni, a evadat de sub escortă părăsind clădirea pe geamul exterior. Vă pot oferi de asemenea semnalmentele persoanei în cauză. Acesta are 1,80 m înălțime, păr brunet, țun scurt, cu ochi căprui, ten deschis la culoare. În momentul evadării, tânărul era îmbrăcat cu un tricou negru cu inscripții albe, bluși negri și Adidas albi fără șireturi. Rugăm cetățenii care pot oferi informații să apeleze numărul unic de urgență 112 pentru a analiza detaliile pe care le observă. Ce pedeapsă riscă tânărul acum, pe lângă faptul că este acuzat de furt calificat și conducere fără permis? Ce acuzații se mai aduc? În funcție de analiza pe care o vor face colegii mei cu procurorul de caz, se vor stabili și pedepsele pe care acesta urmează să le suporte. Mulțumim frumos pentru toate aceste precizări. A fost în direct alături de noi doamna Andreea Loghin, purtător de cuvânt IPJ Ialomița. Continuăm acum jurnalul.